Salutare prieteni, eu sunt Liviu și bine v-am regăsit cu o nouă serie de Pokémon Core Game. După cum am zis și în ultimul episod de Pokémon Trading Card Game Online, am decis să fac până la urmă o serie de Core Game și după cum știți, acum cu mult timp în urmă, ați ales să joc Pokémon Emerald. Ei bine, o fac acum și avem și reguli noi în această nouă serie care a început exact acum. E bine, aici îmi voi seta opțiunile text, speed, fast, battle style, ca să fie mai greu o să-l pun pe set și zic să începem. Această serie va fi de Pokémon Emerald Randomizer cu reguli de Nuzlocke, însă de asemenea cu o regulă specială cu care am venit eu personal, care într-un fel nu o să transform una din regulile de Nuzlocke cu sus în jos, într-un fel, nu chiar total. Și eu zic să începem. În acest episod aș vrea să fac două lucruri, să vă explic regulile și al doilea lucru aș vrea să ajung la starteri și voi să decideți ce starter ar trebui să iau. Deci acest episod va fi într-un fel începutul și va fi cu siguranță mult mai scurt. Hi, sorry to keep you waiting. Oh, Professor Birch. Welcome to the world of Pokemon. My name is Birch, but everyone calls me the Pokemon Professor. This is what we call a Pokemon. Da, și fiindcă este este randomizat, avem un cloister. În mod normal cred că ar fi fost, nici nu mai știu ce trebuia să fie. Îmi scapă ce Pokémon trebuia să apară aici, însă eu am un Pokémon de generația 3-a din Hoenn. Mă rog, nu mai contează. This world is widely inhabited by creatures known as Pokémon. We humans live alongside Pokémon, at times as friendly playmates and at times as competitive workmates. Da? And sometimes we band together and battle others like us. But despite our closeness, we don't know everything about Pokémon. In fact, there are many, many secrets surrounding Pokémon. Da. Nu are rost să fac atâtea să plai la scrisul, că n-are rost. În unul, eu sunt băiat, adică după cum bine știți, sunt băiat, însă chiar și de data asta, la fel ca și în ultimul meu playthrough din Pokémon Fire Red Monotype, voi alege să merg cu fata și fata se va numi una din regulile, noile reguli de fapt, da, cred că asta e o regulă de-a mea pe care am pus-o, este ca toți Pokémonii, până și caracterele, să aibă să aibă nume din personajele de TV show sau anime sau alte anime în afară de Pokémon, bineînțeles, deci nu vor avea, Pokémonii nu vor avea nume de Pokémon normal cum ar avea, deci vor avea nume de personaje din anumite serii de TV show sau anime sau altceva, depinde, orice în afară de Pokémon. Am decis să numesc pe fata asta, adică personajul care voi juca, Arya, din Game of Thrones. Da, de ce Arya? Pentru că așa m-am gândit la un nume, nu știu, putea să fie și altul, nu contează. Ok, deci Arya se va numi fata. So, it's Arya, yay! Ah, ok, you're Arya, who's moving to my hometown of Little Root. I get it now. Rădăcina mică. Little bit. Alright, are you ready? Your very own adventure is about to unfold. Take courage and leap into the world of Pokémon where dreams and adventures begin and friendships await. Am zis din alte jocuri, cred.
Well, I'll be expecting you later. Come see me in the Pokemon Lab. Bineînțeles că nu o să fii în Pokemon Lab, pentru că știm foarte bine chestia asta. Da, și după cum știți, am jucat și Pokemon Alpha Sapphire și știu anumite lucruri despre el. Și această primă secvență în Pokemon Alpha Sapphire este absolut extraordinară. Suntem în camion acum. Nimic surprinzător acum aici. Aria, you are here, honey. Oh yeah, I am. It must be tiring riding with our things in the moving truck. Deci, ce mă bagi în spate unde sunt lucrurile, nu înțeleg. Deci nu pot să stau în față unde stau toți oamenii. Well, this is Little Root Town. How do you like it? This is our new home, yay. It has a quiet feel, but it seems to be an easy place to live, don't you think? And you get your own room, Aria. Let's go inside. Yeah, I'm camera man. Ooh, yeah. Check inside. Yeah. See, Aria, isn't it nice in here? Boom. The movers Pokemon do all the work of moving us in a cleaning... In and cleaning up after. Da, cred că în Ruby Sapphire cei care mutau lucrurile erau Machoke, ca și așa sunt și în Alpha Sapphire Omega Ruby. Însă aici este sunt Vigoroth. Deci, nu știu de ce. Your room is upstairs. Go check it out, dear. Dad bought you a new clock to mark our move here. Don't forget to set it. Da, trebuie să ne setăm. Fugi! Fugi. Trebuie să ne setăm ceasul, primul rând. Mai mare lucru. Hai, roz. Da, fairy type. Nu cred că avem fairy type, deci... Nu avem. Chiar dacă era randomizat, nu au băgat fairy type-ul. Cred că ora mea care filmez în momentul ăsta este ora 4, este 3 jumate, 3.35 mai exact. Deci... nu... Da, 3 exact. Nu. E 4. Asta e 4. 3.35 aici trebuie să fie. Perfect. Am setat și ceasul. Aria, how do you like your new room? Extraordinar. Good, everything's put away neatly. They finished moving everything in downstairs too. Pokemon movers are so convenient. Așa. Oh, you should make sure that everything's all there on your desk. Da. Dar și acum îl vedem pe tata la televizor, aparent. Oh, Aria, quick, come quick. Look, it's Petalbook's gym. Maybe Dad will be on. Interviewer, we brought you this report from in front of the Petalbook gym. Oh, it's over. Nah, typical. I think Dad was on, but we missed him. Too bad. Oh yes, one of Dad's friends lives in town. Professor Birch is his name. Yay. He lives right next door, so you should go over and introduce yourself. Da. De ce? Neapărat trebuie? Hai să vedem ce e la gym-ul lui, la Leo. Pare că nu-i nimic. Da, eram sigur. Deci trebuie să mergem la rivalul nostru mai întâi, în casa rivalului nostru și după aia să luăm părută, să ne alegem starterul și cam atât, cred. Trebuie să facem. Da, am zis că am să explic regulile, am și uitat de... m-am luat cu vorbarea aia. Bine, aici nu mai contează, știți și voi, nu o să mai explic ce se întâmplă cu scrisul ăsta, mă rog, e măsa lui Brandon sau cum mai cheamă. Te duci la Pokeball aici, o să creadă că îl furi și o să te întrebi cine ești, nu știu ce. Hey, who are you? You are Ari, aren't you? Moving next door, right? Da. Brandon, da, știu cine ești. Whatever. Nu poți să ia Pokeball-ul, nu pot. Da, deci prima regulă va fi că am voie să capturez numai primul Pokemon dintr-o zonă, dintr-o rută. Sau oraș, depinde, sau cave, sau depinde ce este. Deci un singur Pokémon, am voie un singur encounter. Dacă îl pierd, nu mai am dreptul la un encounter pe acea rută. Tipic Nuzlocke, cum știți. Al doilea e că un Pokémon, dacă moare, rămâne mort.
redepozitat și rămâne mort. Numai că aici am făcut, vreau să fac o schimbare, adaug noua regulă care va fi va fi următoarea. O să am voie la 3 revive-uri. Da? Pare că nu mai e nuzlug, nu-i așa? O să am nevoie, o să am dreptul la 3 revive-uri. Totuși, aceste revive-uri trebuie făcute cu un sacrificiu. Un Pokémon pe care l-am va trebui sacrificat ca celălalt să reînvie. Am dreptul numai la 3 în tot jocul, deci n-am voie de am voie la unul după al 4-lea gym. Da, al 4-lea gym, că este exact jumătatea. Unul la după al 8-lea gym și încă unul după după când am ajuns la Victory Road. Deci practic am voie la 3 revive-uri, 3 sacrificii ca să readuc un Pokémon care a murit inițial. Deci să spunem că va fi destul de interesant cum voi reuși să fac chestia asta. Nu e o regulă extraordinar de dificilă, eu zic să mergem, dar schimbă într-un fel percepția despre despre această serie, în primul. Iar a treia regulă este cu nickname-ul. Însă v-am explicat că nickname-ul, toți Pokémon vor avea nickname-uri din anumite anime-uri și chestiile astea. Cred că astea sunt singurele reguli. Nu știu dacă să mă mai gândesc la alte reguli sau nu. În secțiune de comentarii puteți să-mi dați anumite opinii, să vă dați opiniile, eu știu, voi decideți, e decizia voastră. Și da, there are scary Pokémon not happening, help me. Da, și acum profesorul Burge a alergat de un zigzag în acest joc. Nu mai am Puciana. Hello, you over there, please help. In my bag there are Pokéball. Și să vedem cine, ce Pokémon avem aici. Azuriel este primul Pokémon. Cred că e normal doar. Da, cred că e doar normal, n-a primit dar știm că evoluează în Meryl și Azumarill după aia. Al doilea este Krabby, un Pokémon de apă și acesta, nu știu de ce le-au ales chiar așa, ciudat. Și Shuppet. Deci avem practic un Azuriel, un Krabby și un Shuppet. Este la latitudinea voastră ce o să alegeți. Sincer, după părerea mea, toți trei sunt destul de interesanți, toți trei, pentru că au evoluții, în primul rând. Chiar toți trei au evoluții, nu știu de ce s-au numerit chiar așa, că n-am dat în randomizer să fie, am dat să fie complet randomizat, deci putea să fie și de de stagiul al doilea, gen. Însă nu știu de ce, e doar basics Pokémon. În orice caz, eu zic că aici o să închei acest episod. Sper că v-am explicat regulile. Na, nu știu, cine știe ce diferită față de un Nuzlocke. Însă v-am spus, este acea regulă cu revive-urile. Trei Pokémon pot fi sacrificați și de asemenea trei pot fi readuși la viață prin acel sacrificiu. Așadar, voi pune un stropul în descrierea acestui videoclip și voi veți alege Azuriel, Krabby sau Shuppet. Eu am fost Liviu, vă urez toate cele bune, numai bine și sper să vă revăd cu un nou episod de Pokémon Emerald sau de Pokémon Trading Card Game Online. La revedere!